Prefectul a avut o discuție fulger cu reprezentanții marilor magazine după ce bucureștenii s-au plâns de aglomerația de la cumpărături. Alin Stoica mai așteaptă propuneri din partea lor până să ia o decizie finală. În același timp, bucureștenii vor trebui să respecte noi măsuri împotriva răspândirii virusului. Noile măsuri prevăd ca la intrarea în fiecare magazin să fie afișat numărul maxim de persoane care pot intra simultan în unitate. De asemenea, va trebui păstrată distanța de minimum 2 metri între clienți. Alin Stoica a vorbit și despre limitarea coșurilor de cumpărături, care însă nu va deveni obligatorie, rămânând la latitudinea fiecărui supermarket. În plus, nu va fi impusă nicio măsură unică pentru toate magazinele. Pentru ca aceste măsuri să fie și eficiente și să nu se mai creeze aglomerări, am luat două tipuri de măsuri, am discutat cu ei două tipuri de măsuri care urmează să fie fixate sau finalizate în cursul zilei de mâine. Prefectul Capitalei mai așteaptă astăzi propuneri suplimentare de la reprezentanții magazinelor, iar apoi va veni cu o decizie finală.